Vineri în gală am văzut că Antonia a aflat de la Cristian care este actualmente raportarea lui la relația lor. Nu simt să mă logodesc. Da, știu. Nu simt să mă căsătoresc. Da, știu. Am discutat așa. Și nici nu vreau să fac asta. Vreau să vedem cum suntem afară. Sâmbătă seara, Antonia și Cristian aveau iar o discuție foarte serioasă despre relația lor. Cristian, tu toată săptămâna trecută, când ai fost în cursă, ai avut o stare total diferită, plus joi seară, am avut conversațiile astea aici și erai total schimbat și aveai așa o atitudine rece față de mine și acum ești total diferit. Și mai și vii și îmi spui lucrurile astea, că în funcție de... Să văd în funcție de cum ești tu sau ce faci tu sau dacă înțelegi lucrurile pe care ți le-am spus și vreau aia și aia și vreau să... Na, vreau să le văd că le faci. Și când ai fost întrebată dacă sunt persoana potrivită, de ce ai spus? Eu aș vrea să cred că da. Am zis sper, în sensul că sper că da, adică că sper să fie totul în regulă, sper să fie totul foarte bine. Tu concepi ideea de a pune femeia înaintea ta? Ce înseamnă asta, pui femeia înaintea ta? Nu are rost să vorbesc lucrurile astea, pentru că ca să faci lucrurile astea trebuie să iubești pe cineva. E și normal că tu nu simți să faci lucrurile astea dacă tu nu iubești. Explică-mi ce înseamnă, cum vezi tu? Cum mi-ai spus joi seara, mi-ai spus o să văd cum o să fii tu afară și o să văd cum cum vrei tu să evoluezi sau cum o să evoluezi tu sau ce vrei să faci, adică totul se lega de chestia asta, ca și cum contează doar ce fac eu. Nu simțeam un parteneriat. Da, eu ca să fiu într-o relație cu tine, trebuie să fiu așa și așa și așa și trebuie să îndeplinesc asta, asta și asta. Poate că ai dreptate, dar nu am, adică nu am niște cereri atât de mărețe încât să nu le poată, încât să nu le poți atinge. Și să vin să nu le am poți atinge. De eu nu, dar nu am nicio pretenție de la tine în sensul ăla. Nu ți imagina că tai și spânzuri, că nu sunt genul, ai văzut. Dar sunt să te observ. Uite, ăsta este cuvântul indicat. Cum mă abordezi? Știi cum o simt eu în relația asta, vrei să spun? Cum? Ca și cum tu ești cel mai important. Ca și cum doar ce vrei tu contează. Și e frustrant. Și bun, cum tu ești miezul relației sau... Nu sunt miezul relației. Nu sunt miezul relației. Antonia, ai spus că îți doresc să te îndrum, să am grijă de tine, să îți fiu alături, să te corectez unde crezi că... Okay. Cred că deci greșești. Deci astea să... le faci din acest motiv, de fapt? Da, ăsta e motivul. Nu știu, nu vreau să fac educație cu tine, că nu e cazul, nu vreau în niciun fel. Doar că și mi-ai cerut să fiu și protectiv, mi-ai cerut să fiu protectiv. Nu fac lucrurile astea prin a îmi impune puterea. Nu sunt omul ăsta. Automat între noi e egalitate din toate direcțiile. Poate așa văd eu protectiv, poate așa văd eu să te apăr, poate așa văd eu să fiu lângă tine. Dar nu vreau să-ți fiu profesor, nu vreau să-ți fiu nimic. Da? Vreau să-ți fiu iubit. Sunt și sever câteodată. Ai spus că-ți place să fiu și sever, ai spus că-ți place să, nu știu, să pun și piciorul în prag. Mai mult va veni momentul ăla când vom fi afară și eu personal simt că o să fie total diferit de aici. Simt că o să fie de... Da. Ci deja mai bine da, afară. O să vedem, o să trăim în afară. O să vedem cum e. Ce ai spus aia? Că o să fie persoane lângă tine când va fi, că eu am fetele mele care sunt lângă mine. Ce? Doar să zic că va veni un moment când eu voi fi lângă ele și ele vor fi lângă mine. Acum am înțeles că de fapt nu te interesează. În ce sens? Vor fi cu ce? Hai, las o bată, nu vreau să mai vorbesc despre asta. Păi zic cu ce? Nu vreau să zic mai vorbesc despre asta. Zic cu ce vor fi lângă, cu ce vor fi lângă tine, zic. Legat de toată competiția asta și de emisiune, ce nu înțelegi? Prietenele tale cele mai bune, o prietenă cea mai bună, o pui mai presus decât pe iubitul tău? Nu există. Așa. Iubitul meu și familia mea. Ce preferi, unul ca mine sau unul care să-l doară la basket de tine și să te lase să, nu știu, să faci tumbe pe aici? Ți-ai seama că prefer un bărbat ca tine pentru că
asta înseamnă să îți arăți aprecierea față de iubita ta, nu? Ce vrei să schimbi la mine? Am ceva de schimbat, Susi? Nu vreau să schimb nimic la tine momentan, eu încă te descoper. Eu și în momentul de față încerc să te cunosc, să te descoper, să-ți înțeleg nevoile, să-ți înțeleg limitele. Da, vreau să fim dedicați unul pentru celălalt și să încercăm să nu ne greșim. Îți pasă cu adevărat de mine? Da, îmi pasă de tine, dar gândește că ieri... Îți pasă cu adevărat de mine? Ce-ți pasă cu adevărat de mine? Antonia, îți pasă cu adevărat de mine? Eu deja ți-am oferit răspunsul acesta. Sau cum ți l-am oferit, ți-am dat de înțeles. Îți pasă cu adevărat de mine? Știi că ieri a fost prima oară când... prima oară de când suntem noi împreună. Când m-am gândit... La ce? Dacă chiar suntem potrivit și dacă ar trebui să se încheie relația asta sau... Și? Ce răspuns ți-a dat? E prea devreme. Ce e prea devreme? Să îmi dau seama. Dar ce simți acum? Da, este un lucru care... știu că-l fac. Să fug, știi? Când e ceva care nu mă face să mă simt bine sau mă scoate din zona mea de confort, tind să fug. Deci eu te-aș iubi indiferent. De orice. M-ai iubi? Părinți că mă iubești? Da, adevărat că te iubesc. Chiar simt asta. Ce am simțit-o destul de vreme. Și mă sperie, crede-mă. Nu-mi place. Nu vreau. Nu vreau să iubesc o persoană în care știu că nu mă iubește înapoi. E o povară sufletească, să știi. Asta este un alt motiv pentru care m-am gândit dacă ar fi mai bine să despărțim. Da. Eu cred că ți-am oferit și îți ofer multe lucruri. Da, nu-mi place să fiu în situația asta. Cel puțin... mereu, la mine mereu a fost invers. Eu auzeam cuvintele astea și nu le ziceam niciodată înapoi și nu le simțeam niciodată înapoi. Dar cu tine poate ești karma mea, cine știe. Am făcut mulți oameni să suferă, asta e adevărul. Orice naș, așa are naș. Încă nu mi-ai spus cuvintele alea două, te iubesc, nu mi le-ai spus cu... Ți le-am spus în alte feluri. Nu mi le-ai spus cu... Ți le-am pus pe ocolite. Ce mi-ai spus pe ocolite? Pentru că știu că nu o să le primesc înapoi, dar asta n-ar trebui să conteze, pentru că atunci când iubești pe cineva sincer, nu... Adică oferi iubire fără să aștept să primești înapoi, eu ofer pur și simplu. Păi nu oferi pur și simplu pentru că tu spuneai că ești, te frustrează foarte tare că simți, că nu simți la fel din partea lui. Deci, cum sunteți? Vineri vorbeați de despărțire, Antonia? Da, vineri am avut primele gânduri că poate nu suntem potriviți. Da, instinctul ăla mai ai că nu e potrivit pentru tine? Nu-l mai am. Și de la nu suntem potriviți, da? Ce s-a mai întâmplat? Aștept, vreau să las timpul să arate cum vom fi, cum ne vom dezvolta relația. Nu pun niciun fel de presiune pe el, dar în continuare trebuie să mă obișnuiesc cu lucrul acesta, că el nu verbalizează, el... Păi, hai să vedem în primul rând dacă simte ca să verbalizeze. Da. Nu? Eu l-am întrebat în acea conversație, adică nu l-am întrebat, i-am spus, da, tu nu mi-ai spus cuvintele astea, dar prin faptele tale mi-ai arătat cumva că simți lucrul ăsta și tu ce mi-ai zis? Păi și atunci de ce trebuie să ne împiedicăm de... două cuvinte. Poate nu sunt specifice mie.
Dar pe de altă parte, tot din discuția voastră reieșea că ea nu simte, că nu zici, dar nici nu simte. Vorbea de povara să iubești fără să primești înapoi. Nu se referea la să primești cuvinte. Mai simți că te critică Antonia, că vrea să te schimbe? Acolo rămăsese în vineri. Da. Nici n-am avut încă destul timp. Adică tot... Voi ai multe să-i spui vineri. Da. I-ai spus sau? Le-am pierdut pe parcurs. Acum am o stare diferită de cum o simțeam vineri. Și pe mine m-a ajutat acea conversație de sâmbătă. Mi s-au confirmat niște lucruri. Ce anume? Nu știu, când vine vorba despre el, mi-este greu. Și mie, din cauza că lui este greu să... Mie nu mi-este greu, hai totul să fim detașați. Da. Nu mi-este greu absolut nimic, Antonia. Chiar ba, nu este greu. Hai să fim... te deschizi și să vorbești despre fim... ce simți, hai Cristian. Să fim detașați. Da, ți-am zis, poate nu sunt specifice mie. Asta nu înseamnă că nu pot iubi în felul meu, asta nu înseamnă că pot, nu pot să am trăirile mele în felul meu. Bineînțeles, diferit de tine sau diferit de ceilalți pretendenți. Eu fiecare în felul lui. Așa sunt eu în felul meu. Atunci, nu trebuie să ne împiedicăm de lucrurile astea. Și eu așa sunt eu în felul meu. Și uite așa... Da, îți mai schimbă stările, Cristian? Ce... Acum, credeți-mă, sunt foarte relaxat, sunt foarte bine. Chiar nu... De ce? Pentru că ești mirele săptămânii? N-are nicio treabă, mirele săptămânii. De atunci, de la ce fiind relaxarea? Dă-ne și nouă rețeta. De la... Că n-ai plecat? Nici asta nu are nicio treabă. Păi atunci... De la interiorul meu, din interiorul meu, am eliberat, eliberez tot ce este negativ, toate gândurile... Pentru că vineri erai foarte tensionat. Cum? Vineri, erai foarte tensionat. Vineri eram tensionat în urma... Amândoi erați, am toți trei, de fapt. În urma zilei de serii de joi, eram tensionat în urma discuțiilor pe care le-au avut, care la momentul la mama cu Antonia, pe care la momentul acesta, nu știu, la momentul acesta nu știu cum se scald. Și sincer să vă spun, nu este treaba mea. E cum să nu fie treaba ta? Sunt iubita și mama. Cum? Da, mama ar trebui să înțeleagă să își va să se retragă. Da, îi transmiți așa oficial? Da, să se retragă un pic mai mult. Antonia la fel ar trebui și ea să privească cu detașare, pentru că i-am explicat și îți mai repet, mama nu are niciun interes ascuns sau nu vrea să facă niciun rău, da? Să-ți facă vreun rău. Nici în moment nu am crezut lucrul ăsta. Mai departe este vorba despre fiecare dintre noi. Dar...